De afaceri Vasilică Pușcașu a fost predat autorităților austriece. Afaceristul, aflat de mai bine de o lună în spitalul județean, a fost preluat chiar de pe patul în care era internat. În noaptea de miercuri spre joi, echipaje de mascați au mers la spital pentru a pune în executare mandatul de extrădare. Vasilică Pușcașu a fost transportat la București cu o ambulanță escortată de două autospeciale de intervenție rapidă. Din capitală, afaceristul a fost preluat de polițiști austrieci și transportat în Austria cu un avion. Pe numele lui Vasilică Pușcașu există un mandat european de arestare pentru două presupuse jafuri armate în Austria. În 2005, Pușcașu, împreună cu o altă persoană, ar fi jefuit două bănci, de unde a plecat cu 350.000 de euro. La începutul lunii ianuarie, polițiștii austrieci au venit la Suceava cu mandatul de arestare. Omul de afaceri a fost extrădat abia după două luni de procese și după ce medicii au stabilit că, deși suferă de hernie de disc, Pușcașu poate fi transportat pe distanțe mari.